Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Leu. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-30 iunie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Da, ok, lăsăm pachetul ăsta. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 18-30 iunie 2022, evenimente importante. Văd pe cineva din gemeni în balanță vărsător. 18-30 iunie, Leu. Ok. Cineva se grăbește către voi, da, cu viteză, ok, cavalerul de săbii. Să vă dea de știre cineva cu care ați terminat o relație, poate fi cineva nou cu care ați început ceva și la fel de repede cum ați început, ați terminat și o să vedem de ce. Aici este o dragoste de vis, ok, și mai mult decât atât este o conexiune energetică foarte puternică între voi și persoana asta care nu mai vrea pe altcineva decât pe voi. S-a întunecat? Deci nu mai pun sus că se întunecă. Nu mai vrea pe altcineva decât pe voi. Persoana asta dorește echilibru cu voi, dorește să aducă echilibru într-o situație care a fost posibil ascunși ceva, minciuni, greșit înțeleasă. Cărțile de pe masă sunt cărți de suflete pereche, în afară de Martea și chiar și șapte de cupe invers. Vorbim de cineva care este interesat întru totul, întru totul de voi. Vorbim de cineva care geme în balanță vărsător, scorpion săgetător, întru totul. Dar este un 8 de cupe aici. 4 de monede și 8 de cupe, 2 de săbii. Asta este ideea. Ok. Mai erau alte energii implicate în situația asta, regina de săbii, regina de monede. Cu turnul se termină. Ceva ascuns a fost de voi de către persoana asta. Vreau clarificarea cărților de pe masă, cineva se grăbește către voi să vă aduc adevărul. Exact, și când am spus, se grăbește să vă spun adevărul. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Leu, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, sud, Lilith, 18-30 iunie 2022. Este cineva din 10 de săbii cu moartea, este cineva din vărsător pești care, din câte văd, persoana asta posibil să fie din trecutul vostru. Este cineva care se întoarce cu o dragoste foarte mare către voi după ce v-a greșit și v-a respins. Dar eu nu simt că este persoana asta despre care am vorbit mai devreme. Persoana asta, într-adevăr, nu mai vrea pe nimeni altcineva decât pe voi, dar văd că pe voi nu vă mai interesează cu șapte de bâte. A spus din start, persoana asta nu mai are ce căuta în viața mea. Vă urmărește cu cine sunteți acum, ce faceți. În trecut nu v-a oferit nimic persoana asta. I-ați spus adevărul și îi veți spune adevărul, dacă îl veți spune sau se va înțelege de la sine, că s-a terminat totuși, că este o barieră și s-a pus punct. Data cu 10 de săbii, s-a încheiat un ciclu foarte important la voi. Un ciclu karmic în care vă feriți de persoana asta, nu vreți să mai aveți de-a face. Turnul, veste șoc cu o confesiune de dragoste șoc. Pajul de cupe, asul de cupe și turnul. Veste șoc cu o confesiune de dragoste șoc care o să vă șocheze. Exact. Mare bucurie ce o să aveți cei din Zodia Leu. Special doamnele. Cu o veste șoc. Șoc. Cineva o să facă o confesiune extraordinar de frumoasă de dragoste către voi. Dacă e trecutul, văd că nu se mai poate. Pentru cine doriți, există o șansă. Pentru alții care ați mers mai departe, pur și simplu vreți o șansă, ca să spun așa, la fericire, cu soarele și patru de bâte, dar stați să vă gândiți în legătură cu o persoană geme în balanță vărsător, cu o supărare, cu cineva care a avut o reținere și nu v-a spus adevărul. E o persoană nouă, 8 de săbii și 5 de monede. Aici cineva deblochează pe cineva să poată să vorbească, asul de săbii cu luna. Un adevăr a ieșit la suprafață cu o relație ascunsă sau afacere ascunsă. Clar, trecutul nu mai există. 10 de săbii. Tind să cred că evenimentul ăsta care s-a întâmplat la voi poate a fost o ceartă, poate a fost o chestiune de zbucium,
a fost absolut normal pentru a încheia acest ciclu karmic. 4 de cupe, roata 10 de săbi spune din star și moartea, nu se mai poate întoarce nimeni în trecut. Dar trecutul vrea să se întoarcă, ceea ce nu vă mai interesează pe voi. Turnul și împăratul. Cineva face o confesie. Cineva cere... Aveți o cerere în căsătorie aici. E o cerere în căsătorie pentru doamnele din leu. Din partea unui împărat. Iar regina de săbii cu 5 de săbii este o individ de gemeni balanță vărsător care vă urmărește. Gemeni, mai văd aici. Pentru că ea știe că bărbatul ăsta vrea să fie cu voi. Ea este a treia energie. Ori este o persoană foarte geloasă pe voi, ea știe, dar știe că bărbatul ăsta vrea să fie cu voi. Exact. Iar pentru domnii care sunteți zodia leu, o persoană aici din rău pe scorpion ține tăcere în legătură cu o conversație, dar se gândește la voi cu dragoste, ok? Există dragoste, există afecțiune, există dorință, dar să știți că femeia asta este influențată de cineva din gemeni balanță vărsător, care poate fi mama acestei persoane, poate fi ruda acestei persoane, poate fi chiar a voastră, domnilor, ok? Care intercalează cu relația voastră și face ca lucrurile să nu poată să evolueze între voi. Doamnele din zodia leu, mare succes, cerere în căsătorie. Sunteți în glorie în această perioadă și nu numai. Oferte peste oferte care vă bucură. Vești nenumărate de bucurie, de realizare, de parcă zi după zi, după zi, 9 zile la rând primiți numai vești frumoase, fiecare zi, fiecare zi. Ok. Doi. Nouă. Aveți de-a face cu cineva care este născut în luna nouă. Doamnele. Ok. O entitate, un spirit aici al unei femei care a trecut neființă rac pe scorpion, cu eremitul, o femeie bătrână. Încearcă să aducă dreptate într-o situație a voastră, face dreptate pentru voi. Bunică, bunică, mătușă, ea știe fiecare mișcare și ea discută cu fiecare persoană de aici care v-a făcut rău. În ghilimele discută. Exact. A redus la tăcere toți inamicii. Este un spirit care a ajuns undeva într-o lumină. A găsit lumina, spiritul ăsta a fost o perioadă într-un întuneric. Și a încercat să vă dea semne peste semne, să înțelegeți multe lucruri. Și v-ați luminat într-un final. N-a avut liniște până nu v-ați luminat. N-a avut liniște. Cununiile v-au fost legate. 8 de săbii cu 10 de monede. S-a terminat cu 5 de monede. Și cineva știe aici. Știe și nu mai poate să facă nimic. Pentru că voi o să vă căsătoriți. Exact. Voi o să vă căsătoriți. O persoană v-a făcut foarte mult rău aici. Rac. Gemeni. Fecioară. Taur. Pește am mai văzut. Pești iarăși am aici. Balanță. Persoana asta nouă vrea să vă reîntoarceți puțin la vărsător, să vă uitați, pentru că am văzut asta acolo. Regina de săbii cu magicianul și 5 de săbii. Este o femeie care v-a făcut farmece. Să vă uitați la vărsător despre ce am vorbit. Ok? Cade în ultimul hal. Gemeni, balanță, vărsător, femeia asta. Cade în ultimul hal. Este o femeie care a fost înverșunată, vă urmărește, dar știe ce a făcut și o să plătească foarte grav. Deja plătește și posibil să plătească cu familia ei, ceea ce este foarte grav. Până la urmă, familia nu are nicio vină. Pentru că v-a îngreunat drumul către căsătorie, către destinul vostru, care este destinul vostru.
Și aici vreau să fac o clarificare. Ce pățește regina de săbii cu magicianul? 9 de pentacule, 5 de bâte, 3 de mâine și 6 de săbii. Este într-un plin conflict. Persoana asta v-a făcut de ceartă, v-a făcut de legătură de cununii, v-a făcut de foarte multe lucruri frute. Și a încercat toate posibile și imposibile. Este o femeie foarte rea, care va plăti după propriile fapte. Ok. Ce va păți cu 5 de bâte? Ok, mi-a căzut. Am vrut să spun, era la baza detalii. Probabil că va plăti regina de monede invers cu regele de monede invers. Ea a făcut un rău pentru că a despărțit două persoane sau a încercat să vă facă ceva pe partea asta. Ok. Aici e ceva cu mai multe persoane și cu un taur fecioară capricorn implicat la mijloc. Ori femeia asta își pierde bărbatul de tot, ori cineva cunoscut ei primește plata pentru ce v-a făcut vouă. Ok. Și asta va fi un conflict foarte mare. Care mai este plata acestei femei? Op. Oh, am înțeles. Am înțeles. Ok. O să vă explic imediat. Nu mai vreau să mai văd ceva. Femeia asta este posibil să fie apelat la un preot pentru lucruri necurate. Ori a făcut lucrurile astea la biserică. Foarte păcat din partea ei. Foarte păcat. Exact. Pentru că asta va primi și primește acum ce a creat. Și nu o poate opri. În niciun caz. Pentru că a încercat să aducă conflict în viața voastră. Să vă blocheze. A fost o persoană invidioasă pe stabilitatea voastră. Dar cred că a înțeles într-un final care este capacitatea voastră și credința voastră. Știți ce aud aici? Ce este un foarte mare păcat. Cineva a râs de credința cuiva. Măcar dacă nu crezi, nu trebuie să râzi. Ok? Pentru că îți vei primi pedeapsa pentru că râzi. Niciodată să nu râzi de lucruri sfinte. Niciodată. Mi se pare ridicol să râzi de cineva pentru că crede în Dumnezeu și pentru că se roagă la Dumnezeu. Sau că laudă pe Dumnezeu. Pe bune? Nu crezi, e ok. E decizia ta. Simt nevoia să spun asta pentru că văd energia asta. Cine nu crede este decizia acelei persoane. Dar să râdă de voi pentru asta? Sau să aibă... Da, dacă este o ființă diabolică, o face, dar plătește. Pentru că asta e cea mai mare plată, pe lângă altele. Cea mai... Să râzi de lucruri sfinte. Și să râzi de o persoană care poartă pe Dumnezeu în suflet. De ce? Cu ce te deranjează? Și aici intervine momentul acela când vă spun că există lucrători într-o lumină. Și cei într-un tuneric care sunt deranjați de lumină. Și atunci dacă sunt deranjați de lumină, sunt trimiși în întuneric să locuiască acolo. Și alții sunt trimiși definitiv. Ca să nu mai deranjeze lumina. Sau dacă sunt deranjați de lumină. Bun. Ce pățește femeia asta cu luna, 3 de săbii și 9 de săbii? Aici este... O chestiune de... Nici nu știu cum să o explic. Ce plătește cu toată suferința asta? Exact, plătește pentru tot ce a făcut. Pentru tot ce a făcut. E posibil să voi fac farmece pentru un bărbat din gemeni, balanță, vărsător, rac pe scorpion. Pește, am văzut. Femeia asta a lucrat constant pentru a vă face răul ăsta. Și să vă uitați la vărsător, am spus. Trecem mai departe.
Nu o să vă regina de monede. Ce-i cu regina asta de monede? 6 de cupe, 5 de cupe. O femeie din Taur, Fecioară, Capricorn, aici dacă sunteți din exterior, doamnele, și vă uitați pentru un bărbat din leu, ok? Femeia suferă foarte tare aici, pentru că este tratată ca opțiune, ori are o greutate sufletească, eremitul cu echilibru vorbește despre... Iar regina de monede aici. Wow! 5 de cupe, regele de cupe. Poate a treia energie. Moartea, diavolul, 5 de săbi, 10 de săbi, 9 de pentacule. Ok, dacă se stau în picioare, Capricorn a fost foarte influențată de un bărbat, ori de cineva. Și aici se rupe ceva diavolesc care a fost făcut. Ori dacă ați luat parte la asta, nu e bine. Dar când se rupe lucrul ăsta, vă treziți. Vă treziți. Exact. E ceva aici în legătură și cu Taur, Fecioară, Capricorn. Vă treziți. Ori a treia energie, dacă este fecioară și a făcut farmece bărbatului ăsta. Sau a ținut un bărbat departe de voi, bărbatul ăsta o părăsește. Se trezește el și o părăsește și o lasă în lacrimi pentru voi. Chiar dacă au un copil împreună, e posibil. Mai vreau o clarificare a cărților de pe masă. Exact. Nu puteam să mă aștept la altceva decât turnul. Turnul aici încheie. A încheiat tot. Victoria voastră. Victory! Victory! Bucurați-vă! Șampanie! Petrecere! Pentru că asta o să faceți. Se apropie și ziua noastră a leuților. Ok? Și cam se apropie și perioada noastră. Și aici e o victorie cu justiția. Până la capăt, cu sabia dreptății ați fost. În a spune adevărul, în a fi cinstiți, și ne aduce adevăr și clarificare în anumite situații care poate avea o legătură cu familia voastră sau viața voastră de zi cu zi. Respectul vi l-ați impus. Oamenii știu cine sunteți. Și cei care au fost alături de voi și au primit ajutorul vostru și au râs de voi, vor rămâne în turn. Pentru că voi ați trecut de roata cu 10 de săbii. Gata, este ciclu încheiat. Voi ați stat acolo ca să-i purtați pe oamenii ăștia spre lumină. Dar ei au dorit să rămână în tuneric și acolo vor rămâne. Dar vor primi și turnul. Și le este teamă. Veți primi scuze din partea unor persoane. Foarte multe scuze. Pentru asta. Pentru că îi va chinui foarte rău pentru ce au făcut. Mai vreau o clarificare. Foarte multe vorbe urâte s-au spus pe la spatele vostru. Despre ce lucrați voi, despre ce sunteți voi. Urât din partea acestor persoane că au primit ajutor financiar de la voi. Și este un păcat în fața lui Dumnezeu să faci așa ceva. 10 de săbii cu turnul încheie tot. Și roata cu 10 de săbii iarăși încheie tot. 6 de bâte cu 9 de pentacule. Nici nu vă pasă, nici nu vă interesează. Vă ocupați de voi, sunteți frumoase, frumoși, independenți, independente. Dumnezeu are grijă de drumul vostru. Sunteți pe calea cea bună. Vă interesează strict ce este al vostru. Iar regina de monede pe regina de monede. Regina asta de săbii o să aibă o mare greutate. Acolo a fost o afacere suspectă, dubioasă. Uitați-vă la vărsător și balanța. Am văzut ceva acolo. Incredibil. Incredibil. Vreau să vedeți cu ce am terminat. Și este din celălalt pachet de tarot. 10 de bâte, diavolul și regina de săbii. Povara este ei. Pentru că voi aveți hierofantul, 9 de cupe și cavalerul de cupe. Ea duce o povară să luptă cu diavolul ăsta cu 10 de bâte. Dar se luptă urât cu el. Mai degrabă spus, se luptă el cu ea. Munci. Munci mari. Munci. O muncește. Ce se întâmplă cu femeia asta cu diavolul 10 de bâte și regina de săbii? Vă vede cum ați câștigat, ce se întâmplă cu ea, cu diavolul 10 de bâte și regina de săbii. S-a făcut judecată.
forța și diavolul invers. A făcut judecată pentru voi. Ați scăpat de femeia asta care ia un diavol. Gemeni, balanță, vărsător. Iarăși, asta e al treilea pachet de cărți. Regina de săbii, 10 de monede, 8 de cupe, regele de cupe. O părăsește un rege de cupe. Era pe scorpion. S-au avut de a face cu un rege de cupe și plătește și acesta pentru ce a făcut femeia asta. Poate v-au făcut împreună asta. Și bărbatul ăsta se sustrage și vine către voi. Și spune, acum vreau să fim împreună. După ce v-a făcut rău cu femeia asta. No way, du-te la karmică și plătește împreună cu ea. Ce plătește femeia asta cu diavolul și 10 de cupe? A realizat. Știe. Asul de subi și marea plăta să știe tot. Ce plătește cu 10 de bute și diavolul? Cavalerul de bute și moartea. O părăsește bărbatul ăsta. Și termină și ea cu distracția, că o să aibă suficientă distracție pentru ea. Cu 10 de bute și diavolul, cred că tot o să aibă de lucru. Ce plătește cu 10 de bute și diavolul? Regele de săbii, 6 de săbii. Bărbatul o părăsește fără niciun sentiment. Absolut niciun sentiment. Niciun sentiment. Iar am la baza etalării 10 de bute, eremitul va rămâne singură, 6 de cupe, 2 de săbii, 3 de cupe, luna, 7 de cupe invers, echilibru, împăratul, 8 de săbii. A încercat să țină un bărbat legat cu forța, cu farmece, ceea ce nu i-a reușit. Ori să vă facă pe bun, dacă e a treia energie, ori dacă este din familia acestei persoane, să vă facă să rămâneți legate cu bărbatul ăsta, să vă întoarcă la bărbatul ăsta, luați cum rezonează, dar oricum o să plătească. Și plătește deja. Ok? Are un carusel de distracție acolo. Vreau clarificare pe puterea și șirofantul. Pe puterea și șirofantul. Și partea masculină și partea feminină. Regele de bâte și soarele și regina de bâte și puterea și soarele. Aici este o conexiune de suflete gemene, suflete pereche. Șirofantul cu puterea. Nouă de săbii cu asul de cupe și carul. Cineva vine să vă confeseze cu lacrimi, nu, că vă iubește. Și chiar vă iubește. Dar persoana asta este blocată în momentul ăsta, nu poate să vă converseze. Nu poate să vă trimită mesaj și probabil că ați blocat persoana asta. Cine e această persoană care vă iubește cu adevărat? Plânge după voi. 6 de cupe, 5 de cupe. Persoana asta plânge în momentul ăsta după voi. Cine e persoana asta? E persoana care vrea să facă o cerere în căsătorie. Nu este bărbatul ăsta din trecut pești. 5 de bute. Cine e persoana asta cu 5 de bute? Marea preoteasă, 6 de săbii. Este și o femeie care vrea să vă ceară scăderea. 5 de bute. Cine este persoana asta care vrea? Vă iubește cu adevărat. Simte că a pierdut o oportunitate unică. Că i s-a pus în palmă un as de monede. O relație serioasă și că a spus, a dat palma la o parte și a scăpat moneda. Că v-a scăpat printre degete. Cine e acest bărbat care vă iubește cu adevărat și vine către voi cu lacrimi? Pentru cei din zodia leu. Cineva care a autosabotat treaba asta. Nu mai vrea pe nimeni altcineva. Împăratul cu echilibru. Este un bărbat care vrea echilibru cu voi. Turnul cu regina de săbii și 7 de bute este cineva care aruncă regina asta de săbii pentru că nu vrea, dar v-a ascuns lucrul ăsta. Și asta v-a deranjat și de-aia v-a și despărțit. Chiar dacă este o energie nouă, v-a ascuns treaba asta. Ok? Ce făcea bărbatul ăsta cu regina asta de săbii? 3 de săbii, eremitul, 5 de pentacule, echilibru și 5 de bute. Ce făcea cu ea de încă mai avea legătură? Tot repeta un ciclu karmic cu această persoană, nu era hotărât, ori era tras în acel ciclu karmic pentru că femeia asta este o persoană care îl ataca energetic sau atunci, v-am mai explicat atunci când ai de-a face cu relație karmică, karmicul tot încearcă să te tragă în acel ciclu karmic și este voința ta să ieși de acolo, clar, trebuie să fie voința ta și luminarea ta.
Și de ce decide să termine cu această regină de săbii? Pentru tine? Pentru că te vrea pe tine, regina de bâte. De ce decide să termine? Regele de monede, 9 de pentacule, vrea să fie singur și vrea să-ți ofere tot. Ok? Ce vrea bărbatul ăsta cu tine? Nu, aici avem o relație serioasă. Ce vrea bărbatul ăsta cu tine? Vrea să spună adevărul. 7 de săbii și 5 de pentacule. Și echilibru. Vrea să spună adevărul ca să te liniștească și să liniștească și el să vă împăcați. Ce vrea de la tine? Steaua. Visează la tine și totul pentru acest bărbat. Asul de monede. De ce mi-apare aici cerere în căsătorie? Cine face cerere în căsătorie? Cavalerul de bâte invers. Cineva care se transformă într-un rege dintr-un cavaler de bâte. Cine face cerere în căsătorie? Uf. Turnul 7 de bâte. Cineva care nu vrea să cadă turnul, care a căzut deja aici. Cine face cerere în căsătorie? Arătați-mi. Regele de cupe, trecut. Și persoana nouă vă cere în căsătorie și persoana veche vă cere în căsătorie. Persoana veche nu mai are nicio șansă. Cu persoana nouă chiar cred că vreți să fiți, dar v-a greșit că v-a ascuns lucrul ăsta. Era într-o roată karmică cu această regină de săbii. Aveți foarte multe rivale aici. Rivali, rivale. A treia energie, familia persoanelor cu care ați fost. În primul rând, este o a treia energie și din partea trecutului. Este o a treia energie și din partea prezentului. Dar plătesc karmic aceste persoane pentru ce v-au făcut. Femeia asta nu are voie să se bage în așa ceva. N-a avut voie să oprească această conexiune care pentru mulți dintre voi este nouă și este pe destin cu ierofantul și văd și în clar viziunea mea. Împăratul și ierofantul e destin. Cineva s-a pus împotriva destinului. Ok. Vreau să văd... Să mai văd concluzia. Pentru cei din zodia leu. 3 de cupe și 6 de cupe. O să trăiți o mare dragoste. V-ați găsit sufletul pereche. 6 de cupe și 3 de cupe. Iată-l. Iată-l. Împăratul. Care divorțează sau termină cu a treia energie pentru că vrea să fie cu voi și să vă ceară în căsătorie. Cum o să vă ceară în căsătorie acest bărbat? Cu 6 de bâte, cu multă fală, cu multă fală, cu hierofantul și 2 de cupe. Cum o să vă ceară în căsătorie? Cum o să vă ceară în căsătorie, bărbatul ăsta? Cum cu 8 de săbii și judecata? O să vă spună, nu mai vreau așa ceva. Eu vreau să termin cu femeia asta sau am terminat cu femeia asta. Eu vreau să fiu cu tine. Poate chiar pune o femeie să vorbească cu voi. Ok? Poate chiar pune o femeie să vorbească cu voi. Deci nu știe cum să ia legătura cu voi. Este un bărbat disperat. Cum o să vă ceară în căsătorie cu... ce am văzut aici? 10 de cupe. Cu lacrimi în ochi. Ok. Cum cu 5 de monede și 8 de monede? Persoana asta o să vă facă o vizită neașteptată. Cred că o să vă ceară în căsătorie de 3 ori și o să acceptați odată decât. Ok. Pentru că primele două dăți nu cred că sunteți foarte hotărâte și o să acceptați de 3-a oară. Acum nu aveți chef să vorbiți cu persoana asta sau pur și simplu v-ați supărat fără de tare. Nu mă înțeles. Oricum v-ați găsit sufletul pereche și oricum toate energiile din trecut se luptă și se muncesc cu karma lor. Ok, pentru că au râs de voi și de credința voastră și pentru că s-au opus și au intervenit în destinul vostru, ceea ce nu era cazul, v-au făcut foarte mult rău și era normal să se muncească acum cu răul ăsta. Mi se pare absolut normal. Iar din câte văd, voi o să aveți, pentru cei care n-ați crezut vreodată că o să mă mai găsiți suflet pereche, iată-l că a sosit. Bun.
Atât am avut și pentru cei din Zodia Leu. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.